când și joc în Peșticeni. Coreografia Adriana și Marian Stelea, ordonator Emilia Bugulac, președinte Opsia Peșticeni, economist Ion Poenar. O indicăm cu doamna Bugulac. Dragii mei goșeni, vă îmbrățișez cu toată căldura sufletului meu. Vă iubesc și vă voi iubi întotdeauna, așa cum îmi iubesc și plaiul de natare. Anul trecut, când îmi lansam prima carte, v-am promis că voi aduce fața dumneavoastră cea de-a doua carte. N-a fost așa, pentru că am suferit o grea pierdere, mi-am pierdut mama și acest lucru m-am împiedicat să continui să scriu. Dar am adus ceva mult mai frumos, ansamblul Când și joc la Peșticeni. Este al patrulea copil al meu, la care țin foarte mult, pentru că îmi doream de foarte multă vreme, ca la mine, în comuna Peșticeni, comuna care a dat pe mare lucru să existe un nucleu atât de frumos, folcloric, așa cum este ansamblul nostru. O să vă cânte frumusețea lor, o să vă cânte tinerețea lor, o să vă cânte costumele, pentru că multe sunt din lada de zestre de acasă, de la bunici, de la mame, așa am ținut să fie o diversitate în ceea ce privește costumul popular. Înainte de a le da cuvântul, să-i vedeți, să-i auziți, să vă bucurați de frumusețea dansului, vreau să o salut pe doamna doctor etnolog Gabriela Păsărin. Este unul din mari cercetători ai României. Nu numai ai oltenii, cea care s-a ocupat de cultura tradițională a zonei noastre. Dacă ar vrea să spună câteva cuvinte, cu mare drag, eu aș invita-o. Dacă nu, cum dorește dumneavoastră. Are foarte multe să ne spună. O vedeți, ați auzit-o pe posturile de radio, de televiziune și acum o aveți în fața dumneavoastră. Bine ați venit, doamna doctor. Vă mulțumesc. Sunt extrem de onorată să vă revăd, să ne reîntâlnim la această bucurie sărbătoare. Eu nu fac decât să prefacez un moment folcloric. Vă asigur că de acolo unde sunt, la radioul public, ne vom îngriji ca spre dumneavoastră să ajungă numai folclorul autentic, adică acela care respectă adevărul așa cum s-a păstrat în vatra satului și cum se poartă mai apoi de către tinerii, iată-i, cei care vor veni foarte curând la microfon. Nimic din toate astea nu s-ar fi împlinit dacă n-ar fi fost animatorii culturali, dacă n-ar fi fost dumneavoastră iubitorii, publicul, care să apreciați aceste valori. Așa că, pentru doamna Emilia Bugulac, n-am decât cuvintele de laudă, că a făcut, iată, la Peșticeni să crească, așa, din suflet, că nu din sărim, ci doar din suflet, un mănânghi de glasuri care să aducă prin plan cântecele păstrate, poate numai în amintirea bunicilor noștri. Și poate nu întâmplător, după acești copii, vor evolua cei de la ansamblul profesionist Doina Gorului, care înseamnă perfecțiune, apogeu, înseamnă dăruire totală. Eu vă mulțumesc și vă asigur, chiar sunt mândră că sunt gorjancă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, am vrut să mai adaug un cuvânt. Cu acest ansamblu a venit și președinta Asociației Dor și Când la Peșticeni, doamna inginer Mileta Ciolofan, pe care o vedeți acolo, lângă ușe, așteptând să dea startul ansamblului nostru. Îi mulțumesc în tot sufletul pentru grija cu care o protejește acești copii și pe dumneavoastră vă invit să urmăriți ansamblul Când și joc la Peșticeni. Yeah.
Thank you.
Amen.
acestor copii. Și acum, ca să nu plec în fața dumneavoastră, așa, să dispar, vreau să vă ofer un buchet de melodii gorjenești și pentru că nu pot să aștept să cânt cu ansamblul, renumitul ansamblu, orchestra ansamblului profesionist Doina Gorjului și mai ales sub bagheta celebrului dirijor Aurel Blondea, care vreau să spun că nu este mai cu nimic mai prejos decât Botros, nici Parnica și nici ansamblul nostru de la Târgu Jiu. Am o mare stimă pentru dumnealor, dar eu vreau să plec ca să-i plimb pe acești copii puțin prin București. Așa că îmi permiteți să vedem ceva. Și le-aș toate stele, cura lui
mulțumesc după sufletul, ne vedem după amiază, mulțumesc pe dragii mei copii, atât mulțumesc frumos, pentru că nu vreau să lungesc programul, pentru că așteaptă colegii mei. Sunt emoționată, de-abia acum ies din personaj. Vă mulțumesc pentru atenție și toate cele bune.